Astăzi jucăm Stumble Guys și avem un invitat foarte special, deoarece lângă noi se află un trepă român și anume Sile. Salut, băieți! Ok, astăzi ne vom juca Stumble Guys și vom face 1v1, deoarece m-a provocat bine, eu i-am zis să intre. Dacă nu-l știți, a mai fost pe live-urile mele chiar și astăzi, că de fapt ieri, că episodul o să apară următoarea zi, în fine, nu mai contează asta. Și o să dăm 1v1 pe blog, deși hai să facem acolo când ai multe like-uri. Și intrați pe serverul meu de Discord dacă vreți să dăm 1v1, că o să fac episoade și cu voi. Și trebuie să fiți acolo pe Discord, să fiți activi ca să fiți la curent când o să fac episod. O să dau un mesaj și așa mai departe. Ok, hai să intrăm în mic să vedem cine o să câștige. Bă, faza e că Sile nu prea s-a jucat, adică nu știu, câte ore ai în jocul ăsta? 7 minute. Da, eu ce m-am jucat, am învățat și eu așa blog, deja la câte live-uri am făcut, am făcut vreo 11 live-uri și eu zic că am învățat cât de cât așa să joc și eu. Și hai să vedem pe Sile. Câte, jucăm 3 meciuri? Da. Da, dacă nu mori mai repede, băgăm mai multe. Ia, hai să vedem. Și da, dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să abonați, să lăsați în comentarii ideile voastre de challenge-uri, că vreau să fac și, de fapt am început câteva episoade, vreo 5-6 episoade cu ideile voastre și... Să văd acolo creativitatea voastră în comentarii și hai să vedem. Bă, momentan e lejer acum, adică nu se întâmplă nimic. Da, păi și... pentru mine acum. Da. După când o să vină alea să te arunci cu țepii, cu alea, alea o să fie mai grele. Dar o să-ți arăt și, nu știu, o să te iei după mine să vezi cum fac, știi? Și o să încerci și tu să treci. Bine, e mai ușor așa în doi, pentru că, de exemplu, la țepile alea, când suntem foarte mulți, de exemplu, pe live de multe ori, intră foarte mult și... ne blocăm acolo. Gen, nu pot să intru în țepi, că intru în unul. Și astea să duc naiba și... Aia. Ia să vedem, când apar alea, că momentan nu prea e nimic interesant, dar... Da. Mamă, stai că cad. Nu. A, ia să te vedem, te-ai dus. Era să cad eu. Pe prima rundă, câștigată de mine, hai să vedem următoarea. Și hai să vedem și cu a doua rundă ce putem face. Ești pregătit? Da, sunt pregătit. Și dacă vreți, băieți, am și eu canalul meu de YouTube. Vezi că nu te-ai auzit. Dacă vreți să vă abonați la canalul meu, unde mă cu muzică trap. Nu știu de ce, și... lasă că zic eu. Zic eu că văd că ți-l întrerupe microfonul, cred că trebuie să vorbești mai aproape și așa. Okay. Dar în fine, el vrea să vă spună că are și el un canal de YouTube pe care postează muzică, s-a apucat de muzică, are câteva, nu știu, 3-4 câte ai? 3. Și mai ai una pe alt canal, un feat la alți băieți. Mamă, te-ai dus. Nu, așa. Și da, vă las link-ul în descriere și în comentarii. O să dau pin la comentariu și hai să vedem. Mamă, te-ai dus, dă-i zero. Deci m-am pins, dar nu mai puteam să... Dii, bă, frate, joc buguit. Ia să vedem, deci am 2-0. Practic, într-un fel s-a terminat meciul. Dar hai să mai dăm și noi un meci, așa că 3 minute de episod nu prea e ce trebuie. Hai să dăm și pe altă mapă. Vrei și altă mapă? Vrei să băgăm pe aia cu mașini? Ia că băga aia cu mașini dacă vrei. Bagă ce vrei. Ia să dăm Hot Wheels Hustle și bam bam, zic acum codul. Codul este, hai mă, 713775. Hai să dăm și două runde de Hot Wheels, să vedem aici ce se va mai întâmpla și dacă mai vrei tu după mai dăm două runde de altceva, că poate, de exemplu, nu știu, poate mă bas tu aici. Da, cum vrei. Și vedem. Ia să linecim așa frumos. Nu mă pricep așa de mult la jocul ăsta. Da, îți dai seama, dar cine știe, poate găsești și tu meci. De aici te duci așa și hai să-ți arăt eu schema pe aici, dacă poți să încerci și tu. Uite, te duci așa. A, o știi deja, văd. Te-ai uitat la mine pe episod? Nu, o știam. A, deci e bine. Și acum sunt mașinile pe aici. Ce mașină ai? Ce culoare are mașina ta? Albastră. Mi se pare că albastră și alba două am eu, cred că sunt cele mai OP din joc. Din câte știu eu. Spuneți-mi voi acolo în comentarii că, ca să nu greșesc, că mi se pare că alba și albastră erau cele mai OP, parcă. Hai să prindem și noi boost-ul ăsta, bariera la fel, trecem frumos, bam bam bam. Ia mă ei sau? Nici nu pot să mă uit în spate, e nașpa, că nu pot să mă uit în spate. Asta e aiurea. Și bam, direct. Am câștigat și acum runda asta și hai să mai dăm o rundă. M-am lovit de barieră că te băteam. A, da? Da, m-am lovit de barieră și am pierdut. A, aiurea. Hai să vedem și a doua rundă. Na, bun, și hai să vedem a doua rundă. Ce zis? După bași pe aia de să rup alea de sub tine. Alea cu galb, gen, să știi pe care vrei să te duci sau ceva? Trebuie să știi.
Cum e Squid Game? Sunt alea de să rup, dacă ai călcat pe ele după să... Gen alea greșite să rup. Da. Ok, hai că băgăm și pe aia să vedem intuiția noastră. Și dacă e, facem amândoi câte o rândă să vedem dacă putem să trecem cât mai departe. Sau ne luăm așa pe rând să vedem. Să trecem, să facem. Chiar ar fi Caterinca pe aia. Chiar Caterinca. Mamă, cred că mă bază data asta. Ia să vedem. Du-te, du-te. Mamă, dar ce mașină am, mă? Merge greu rău asta. A, dar avem aceeași mașină. Dacă iau boosturile astea, cred că te întrec. Da, sunt cam la aceeași și asta cu tine. Mamă. Hai mă, fii pe stânga, fii pe stânga. Mamă, în ultima secundă. Bam, 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 bam. Mamă, ce luptă. Pleacă mă de aici, că intru în tine acum. Așa mă. Am pierdut boost-ul. Bine mă, ha, ha. L-am luat în ultima secundă. Ok, hai acum să dăm cu Tilefall. Băi, am câștigat și acum, mă, ce ghinion ai avut. Dar aia. Acum hai dăm cu Tilefall și să vedem, chiar sunt curios care poate să treacă mai departe. Facem una cu una sau? Eu zic că una cu una facem, gen la un... La o de-asta să încerc eu să trec și tu așa și așa mai departe. Ha, am intrat din greșeală pe aceeași hartă, am uitat să schimbăm harta, dar hai să vedem de data asta, cine știe cum mă bați, poate e un semn de la Dumnezeu că mă bați tu și așa. Hai că te mai las puțin așa, prin partea asta și vreau să încerc eu aici ceva dacă prind... A, n-am prins. Am prins acum cât de cât așa, eu trec pe aici, a, și tu treci, credeam că te duci pe sus, dar aia e. Ia să vedem. Mă duc pasă roz. Pe aici poți să treci, da, gen, să treci pe lângă, dar când ajungi aici, nu știu, gen, e băguit caz pe harta, adică nu poți să mergi pe jos, pe linia asta de cursă, gen, cum aș, pe unde treci cu mașina. Era Caterinca dacă puteai și pe jos. Ia, mă, bază data asta sau? Nu știu, aș vrea. A, cred că m-ai făcut acum. Da, m-ai făcut, m-ai făcut. GG. Uite mă că a fost un semn, am dat din greșeală, dar tu m-ai bătut data asta. Acum hai să intru, dau custom, să schimbăm, să nu uităm de data asta și Tilefall. Intră acum, codul este 343337. Sper că am zis bine. Bun, hai că dăm și cu prima rundă de Tilefall. Câte vrei să facem? 3 runde sau? Două, cine e cel mai bun în 3 meciuri? Ia, hai, care trece primul? Treci tu? Ia, bun, deci te-ai dus acum. Da. Lasă-mă pe mine, fii atent, nu te mai duce tu aici, gen, mă lași pe mine acum și după încerci tu, știi, facem una cu una cum ar veni. Gen, eu cred că e în partea asta, ia. A, m-am dus, nu era. Mă, tu unde ai căzut? N-am vrut să sar acolo. Tu te-ai dus pe lângă asta, ia, treci acum că ai trecut din greșeală, ia. Ia să vedem acolo, a, nu e. Deci înseamnă că e ori asta, ori cealaltă. Nu, 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 a, m-am dus pe cealaltă din greșeală după. Ok, deci o avem pe asta. Oh, era drumul ăsta așa drept. Ia, acum e rândul meu sau al tău? Nu știu, cum vrei. Al tău e, că eu am ales pe asta aici. Bun, eu îți mă duc tot în față. Da, tot în față era. Mamă, era să cad. Du-te, nu era în față aici, că m-am dus și eu cu rândul tău, hai să vedem. Opa. Bă, dar chiar că noi putem să strângem și pe cealaltă mai din față. Ia, să mă duc eu acum repede în față. A, le-am luat pe astea amândouă târâși. Ia, în dreapta. Nu, 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 nu. M-am dus. Mamă, ce fraier am fost. Vino la mine că ești la rând aici. Stai că acum, da, trebuie să mai și ajung. Dacă nu mă grăbesc, eu zic că ajung, da. Așa. Bun, și acum, hai că mă duc pe asta de aici. Ho, ho, cum am trecut. Tu ai văzut că am căzut pe aia fix pe asta aici. Păi da, da. Hai, bine. Am avut noroc. A, s-a terminat timpul, nici n-am mai ajuns, aia e. N-a câștigat nimeni, e egal. Ha. Bun, și hai să vedem dacă e runda finală sau nu, dacă trec eu și așa. Am avut noroc că am putut să sar de pe una pe alta, că m-a boostat ăla când am căzut. Că altfel ar fi trebuit să cad, mă, normal. Mamă, te-ai dus, hai să vedem acum. Ăsta, te rog. Mamă, nu s-o pusese, credeam că nu e. Ia. Opa, bă, da, ești sigur pe tine așa, ia că mă duc și eu mai în față în partea asta. M-am dus, am luat alea două. Târâși, iar. Rândul meu. Bă, dar asta era dreaptă? Ia să vedem. A, nu era. Am prostit, ia să vedem, mă duc acum. A, ai vrut tu să te duci în față. Am nimerit bine, am nimerit bine. Ai nimerit, dar ai vrut tu să te duci în față și mie că acum e rândul meu? Da, gata, mă. Deci, am câștigat, cam atât a fost. Bă, îți mulțumesc că ai fost alături aici. Că am făcut tot asta ca lumea. Vezi că la prima a fost remiză, că n-ai câștigat. Aaaa,
Facem și pasta. Am vrut să te băcălesc. Ziceam că să fac. La prima a fost egalitate. Da, ia. Te mai bagă în partii? Ia, nu. 3-3-5-8-4. Bun, și hai să vedem și runda finală. Să vedem cine o să câștige din această hartă. Ia, cine mă duc eu primul sau? Nu e runda finală, că ai 1-0 cum ar veni. Du-te primul, da. Am început eu. Bă, da, chiar am 1-0. Nu e runda finală. Bam, am trecut aici. Dar ar fi trebuit să le luăm noi la rând, da? Aie, dacă vrem noi să facem așa. Suntem noi, mamă, încrezători. Cum a fost asta aici? Bă, cred că e tot în față. Da, tot în față a fost. Ia, treci tu acum. Ia să vedem ce o să fie. Bă, dacă cum te duci tu pe astea fix aici, zici că le știi. Ia, acum mă arunc pe asta. M-am dus pe ambele. Mă, aveți să nu treci cu două dale în față. Bă, era să... Că duci și aici. Ia, deci mă duc aici și de aici unde ar putea să fie, mă? Să fie în stânga sau să fie în dreapta? Hai mă, că mă duc în dreapta aici. Da, mă, da. Hai că m-am dus bine. Ia, rândul tău. Vezi, vezi. Ar putea să fie și în părțile celelalte. Tot în față era. A, ba, nu era. Mă, păi și acum ar trebui să fie în față de tot, dar hai, du-te tu. Ori ar putea să fie în părțile astea stânga-dreapta, ori ar putea să fie în față de tot. Chiar nu știu, ia, e rândul tău acum. Da, n-a fost, deci era în părți. Nu văd tot ăsta să țină cu mine. Nu, cum am căzut? Mami, dă-i speedrun acum. Mamă, cred că m-ai făcut. Nu, 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 nu. Sau? Nu, bă, cum am căzut la final. Mamă, deci e remiză, nu? Trebuie să mai dăm o rundă. E runda finală. Acu e runda finală, ia să vedem. Dacă mă bat sau nu. Bun, și hai să vedem runda finală ce putem face. Le-am știut, zici că le-am, de fapt, zici că le-am știut, nu că le-am știut. A, da, pe bune. Da, acum e rândul tău, data asta. Bă, dar cum te duci, mă, cum le știu așa? Ei, n-am vorbit de la Stumble Guys. Ai vorbit cu ei, ia? Ia să trec și pe aici, normal că eu nu le știu. Cred că tu ai un hack de ăsta, dă-mi pui mie să trec numai pe astea. E, da, bine, că am trecut și pe alea, verzi, mă. Tot aici? Da, rândul tău acum. Fii atent. Ce-ar fi să fie linie dreaptă, mă? Bă, du-te, mă, dar aici cum le-ai... Mă, ce noroc am avut. Le știu, mă. Aici. Nu, nu, nu. Bă, hai că le-am luat de tot suntul. Adică eu am vrut să mă duc acolo, pe la verde unde te-ai dus tu acum. Uite. Nu. Ma. Cum ai făcut, bă, la final? Bă, ce ghinion am avut acolo, că ai văzut, m-am dus pe aia bună, dar am mai picat pe celelalte două și m-am dus de tot, de tot, de tot. Bă, e bine că ai câștigat și tu acum. La primele două hărți am câștigat eu, dar acum ai câștigat tu și asta era gen de gândire, da, intuiție, cum ai intuit tu și așa. Da, la bloc de ești trebuie să, dacă nu te-ai jucat și așa, îți dai seama că e mai greu și așa. La Hot Wheels era puțin de noroc așa, ce mașină prindeai și ce chestii mai prindeai și așa. Și da, dacă mai vreți episoade de Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și nu uitați, în descriere și în comentarii aveți linkul de la canalul lui Sile de YouTube, lăsați acolo un like la fiecare piesa lui și puteți să le vizionați, să spuneți dacă chiar vă place și dacă îl susțineți în continuare. Și cu voia fără Rafael, Sile, noi ne vedem la un alt episod, pa, pa! Să aveți un an nou fericit, pa, pa! An nou fericit tuturor!